Vasile Șușca sunt, am împlinit acum două zile 62 de primăveri. Sunt meșter popular, creator de artă populară din Săcel de Maramureș. Drept vă spun mie, atâtea reflectoare și atâtea lumini nu mă încântă. Eu sunt omul de la țară, omul simplu, care nu știu atâtea, nici nu vreau să știu. Mai bine, mai simplu, dar de când au apărut cutiuțele astea, vedeți dumneavoastră, deja nu mai este niciun secret în tot ce face omul. Acum, la noi, camerele video sunt niște babe care stau pe lați afară. Ce planuri aveți cu banii pe care îi veți câștiga aici? Ce veți face cu ei? Domnișoară dragă, eu niciodată nu-mi fac planuri dinainte. Planuri când ai, atunci poți să-ți faci planuri. Până nu avea, nu poți să-ți faci, că îi face mare acusarea. Nu! Dacă or fi, este, ai, numai să fie, că este pe ce-i cheltui. Și nu s-a acela nici dornic, e gol am venit pe lumea asta și goi am venit toți. Și goi ne ducem. Ne împlinim doar cu ce punem la inimucă și la Doamne, Doamne sus, la bunucu. Restul, totul este goană după vânt. Orice bani, oricâte, că trebuie să fac nu știu ce, că trebuie să adun nu știu câte. Nu adunăm nimic decât răutăți și dușmănii. Tot ce este cu dragă inimă făcut și cu inimă curată, cu intenții bune, ajung unde trebuie. Spuneți-mi totuși, în jocul de astăzi, cum veți juca? Aveți vreo strategie sau mergeți pe intuiție? Absolut nicio strategie. Cum îmi vine în minte, așa îi dau drumul fără nici... Când faci prea multe socoate, nu iasă nimic. Eu sunt convins de 100% că numărul ăla cu ăla nu combate, că acela cu celălalt, nu. Eu zic, dacă e să fie... Cu siguranță este ce să faci și să ajuți un prunc care iese din ochișori o lacrimă sinceră. Acela trebuie ajutat.